Biblioteca județeană Ovidensu Șianu Hunedoara Deva a organizat o nouă întâlnire cu scriitorul actor Edi Moțățăianu, care și-a lansat volumul de proze intitulat Hiperborea, ținutul uitat, sezonul 1, răzbunarea ursitoarei și totul va fi altfel. Pasionat de literatura pentru copii, de lumea basmelor și a feeriei, Edi Moțățăianu a oferit de-a lungul anilor o serie de cărți dedicate celor mai tineri cititori. Pe lângă pasiunea pentru scris, Edi Moțățăianu este și animatorul trupei de teatru Cu Moț în frunte, care de fiecare dată își încântă publicul cu verva și talentul de care dă dovadă. Ne bucurăm să fim din nou astăzi împreună cu îndrăgitul scriitor-artist Edi Moțățăianu, cel care, după cum singur se definește, este prietenul copiilor de la 3 la 93 de ani. De-a lungul timpului am avut prilejul să luăm parte la lansări de carte, de piese de teatru care poartă semnătura Edi Moțățăianu, evenimente care au atras de fiecare dată un număr mare de iubitori a literaturii, ai teatrului, un public numeros de diferite vârste. Cartea care se lansează astăzi este inspirată din basmele și legendele străvechi românești cu rădăcini geto-dacice. Scrisă în același stil alert atrăgător, cartea se remarcă și prin faptul că de la început și până la ultima pagină este un dialog pe care autorul îl poartă cu un personaj care este fiica lui, un interlocutor curios care pune întrebări, se miră, vrea să știe cât mai multe lucruri despre faptele și personajele pe care le urmărește cu sufletul la gură. Volumul Hiperborea, ținutul uitat, sezonul 1, răzbunarea ursitoarei și totul va fi altfel, este o invitație în lumea plină de mister, a legendelor și bazmelor de sorginte autohtonă cu rădăcini în legendele geto-dacilor. Hiperborea, ținutul uitat, se adresează tuturor copiilor între 6 și 196 de ani. Invit publicul tânăr, dar și matur, să citească această cărticică. Li se adresează cu tot dragul. Și mai mult decât atât, fac o incursiune micuță într-o istorie reală, ireală. Plecăm prin locuri geografice bine și frumoase ale noastre, ale României. Folclor autentic, etnografie. Pe lângă asta, vor întâlni tot felul de personaje miraculoase, mitice. Literatura lui Edi Moțățăianu ne poartă pe toți în lumea copilăriei. Redevenim și noi acei copii inocenți și curioși cu suflet curat care am fost odată. La evenimentul de astăzi a fost prezentată și trupa de teatru Cu Moț în frunte, trupa oferind un moment artistic special, răsplătit cu aplauzele publicului. Un alt moment a fost susținut de Asociația Terra Dacica Eterna. La finalul evenimentului a urmat o sesiune de autografe oferite doritorilor de către Edi Moțățăianu.